Coronavirusul a blocat întreaga activitate pe tot globul, restaurantele, cafenelele, școlile, molurile și multe alte societăți au fost închise, nici transportul maritim nu a scăpat. Peste 4.000 de marinari sunt blocați pe nave sau în porturi. Costin este din Constanța, a plecat în voiaj la sfârșitul lunii februarie. Acum se află pe navă în mijlocul Atlanticului, se îndreaptă spre Europa. Situația este destul de nasoală și pentru noi. Ni s-a făcut instruire trimisă de la companie. În legătură cu coronavirus, ni s-au cumpărat măști medicale, ni s-au cumpărat săpunuri cu dezinfectat în ele. Ne este interzisă coborârea de pe vapor în orice port și inclusiv să urce altcineva. Costin ne-a spus că mai multe porturi au anunțat care sunt restricțiile, însă sunt și porturi care nu le-au oferit niciun răspuns, motiv pentru care ei nu știu încă dacă au voie sau nu să acosteze în anumite zone. De cealaltă parte, comandantul navei pe care se află Costin le face instructajul în fiecare zi. În fiecare zi, comandantul vine și ne ia temperatura și notează într-un tabel cu temperatura zilnică a corpului. Un alt navigator constanțean care a plecat în voiaj cu puțin timp înainte de a fi declarată starea de urgență este acum în drum spre Jamaica. Pe nava pe care se află s-au luat măsuri extrem de stricte. Nici el, ca și Costin, nu știe ce porturi sunt deschise. Suntem obligați să purtăm măști, să purtăm mănuși chirurgicale. Nu avem voie să coborâm de pe vapor sub nicio formă, nu are voie nimeni să urce pe vapor decât în situații de criză. Nu știm prea multe detalii despre porturi, care funcționează, care nu funcționează. Încă de la începutul îmbarcării pe navă, comandantul îi ține pe toți membrii echipajului sub supraveghere. Se fac controle zilnice în ceea ce privește starea generală a echipajului. Fiecare trebuie să raporteze dacă se simte rău sau are temperatură, orice simptomă trebuie să fie raportată. Comandantul ne-a făcut un mic training, pot spune, cum și în ce fel putem ne putem proteja de acest virus. Cei doi navigatori au și un mesaj pentru cei de acasă. Români, încercați să stați acasă, încercați să vă feriți de aglomerații. Pentru cei de acasă, ce pot spune? Aveți grijă de voi, protejați-vă, țineți cont de toate restricțiile care sunt impuse de către autorități și nu pot să vă urez decât sănătate. Noi stăm la bordul navei pentru voi, stați și voi în casă pentru noi. Constanțenii ar trebui să se întoarcă acasă în lunile iunie și august.